români în general, de vreo 30 de ani încoace și din totdeauna, asta este și meteahna noastră, că întotdeauna am trăit așa pe haiducie. Dacă nu ne lasă așa, lasă că facem noi pe din dos și ne descurcăm. Dar de ce trebuie să fie așa? De ce trebuie poporul român întotdeauna să fie hărțuit de poliție? Am avut probleme aici cu niște vecini care pășteau pe terenurile mele și am chemat poliția și am fost eu personal amenințat de poliție. Astăzi am lucrat cu niște lemne și destul de murdar, dar o fost să mă opresc și să fac acest video despre campania electorală, ce se petrece și ce se întâmplă astăzi în România. Așa că dacă aveți un pic de răbdare cu mine, veți înțelege și părerea unui țăran despre ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în primul tur și cu curiozitate aștept să văd ce se întâmplă în turul 2. Acum, revenind un pic la lemnele cu care am lucrat eu astăzi, trebuie să vă spun că eu mă încălzesc la țară cu lemne, nu pentru că nu este gaz în sat, ci pentru că nu-mi permit. Nu sunt nici leneș și nici fără minte, dar atât am permit la momentul de față și sunt bucuros că pot să muncesc pentru a-mi tăia, depozita lemnele și așa mai departe, ca să mă încălzesc, să-mi încălzesc familia peste iarnă. E foarte tristă situația în România și cu toții știm cât de grave sunt treburile în sistemul de sănătate, în ce privește finanțele României și în general așa România parcă e pe râpă, la marginea unei râpe. Am fost la vot în turul întâi pentru alegerea președintelui și nu l-am votat pe domnul Călin Georgescu pentru că preferatul meu, nu pot să zic preferata, deși îmi place și de doamna Ana Birchal, preferatul meu era altul decât domnul Georgescu. Îi văzusem tangențial pe Facebook unele mesaje și nu m-o convins, să zic așa, din prima. Dar pentru turul 2 avem doar două alegeri și o să vorbesc despre ele în acest video. Sigur că societatea românească din nou s-a segregat foarte puternic între progresiști și legionari sau cum le mai spune urmăritorilor sau celor care sunt fascinați de discursul domnului Georgescu. Pe mine nu mă interesează așa de mult discursul politic al cuiva, ci mai degrabă direcția în care vrea să ducă și sunt suspicios dacă domnul Georgescu va putea să facă tot ce propune dânsul, pentru că, repet, la cât e de gravă situația în România, va fi foarte, foarte greu să redresăm această situație. Însă, ce avem? Tu te mâzi de aici, te bași și tu un video. Însă ce am avut până acum este alianțe între PSD și PNL pe care, clar, poporul român nu le mai vrea și rezultatele votului arată asta. Și de data asta ni se propune ca în continuare să meargă PSD, PNL și USR. Acum e un pic așa bizar, pentru că USR înseamnă Uniunea Salvați România. Nu știu în ce măsură vor salva ei România dacă politica lor de partid și programul lor de guvernare, cel mai important punct pe care ei vor să-l rezolve dacă ajunge doamna Lasconi la președinție, pare să fie parteneriatul civil pe care pe noi, hai să fim sinceri, nu prea ne entuziasmează lucrul ăsta. Și se vede clar asta din comportamentul românilor. Da, eu am fost pe afară, am lucrat la Londra, am avut tangență cu oameni de diferite preferințe și de diferite idei, așa, ca să nu mă bag tocmai în zona aia. Și să știți că nu mi-e frică de oamenii aia. O să vină unii și o să mă acuze că nu sunt tolerant, că nu-i înțeleg, că nu le înțeleg problema. Da. Din ce cunosc eu, în momentul de față, România garantează dreptul la intimitatea tuturor oamenilor. Dar atâta timp cât lucrurile astea se întâmplă în intimitatea lor, nu există nicio problemă. Nu o să vină nimeni peste tine în casă să te nimicească pentru că tu ai niște preferințe sexuale mai diferite de al maselor. Totodată suntem în era internetului în care vedem tot ce se întâmplă afară și foarte multe lucruri ne dezgustă. Nu ne atrag acele lucruri și de ce nu suntem extremiști? Eu personal nu sunt extremist. S-ar putea din discursul domnului Georgescu unii dintre voi să vă fi săturat deja de atâta vorbă despre Dumnezeu. Pentru că un președinte mai degrabă ar trebui și trebuie. Pare că domnul Georgescu are răspunsuri la toate problemele românilor.
Eu sunt sceptic că dânsul le va putea rezolva astea toate într-un mandat de 5 ani. Poate nici măcar în 2 mandate. Dar cei mai mulți români, la ora actuală, par să aibă speranța că, cel puțin vorbind despre ele, despre soluții, ne putem apuca să le rezolvăm. Pentru că ceilalți par să vorbească așa general despre toate problemele românilor pe care, apropo, ei le-au creat de-a lungul timpului. PSD și PNL suntem în acord cu toții că au dus țara asta la ruină. Suntem îndatorați peste măsură și nu se vorbește nimic despre modalități de a mici acele datorii, ci mai degrabă continuăm să vorbim despre drepturile minorităților care sunt deja. E atât de important pentru unii ca să aibă o hârtie care le atestă parteneriatul civil, părinte 1, părinte 2 și toate acele lucruri care se dezvoltă în tăvălugul care urmează dacă România va merge în această direcție, lucru cu care eu pot să fiu de acord. Dacă va câștiga doamna Lasconi, foarte bine, dar în momentul de față românii sunt atât de divizați și atât de războinici unul împotriva celorlalți, încât e foarte, foarte dubios. Și chiar dacă în primul tur al alegerilor prezidențiale am avut 13 candidați, ai putea zice că democrația e în floare în România. Unii ar spune că discriminarea și minoritățile sunt foarte discriminate în România. Dar mai spuneți-mi voi o țară unde, eu nu sunt atât de informat, pentru că sunt țăran de la țară și îmi trăiesc viața pe dealuri, cresc animale și încerc să trăiesc în armonie cu familia și cu comunitatea din jurul meu. Însă, spuneți-mi voi, dacă știți mai bine ca mine, o țară în care o minoritate națională are și partid politic. Pentru că la noi, UDMR-ul are partid politic, sigur că nu acceptă românii, în general românii nu acceptă paradele Pride care vor și se fac în capitala României, dar pentru că asta nu ne reprezintă pe noi. Suntem toleranți să-i lăsăm pe oamenii în pace să facă ce vor, dar nu înseamnă că ei ar trebui să mărșăluiască și să își facă spectacole în văzul tuturor. Pentru că, până la urmă, sexualitatea e o chestie intimă și poți să o practici cum vrei tu în intimitatea ta. Și apropo de minoritățile sexuale, un lucru știu clar de când eram la Londra și mi-au spus chiar ei înșiși. Oamenii din categoria LGBT sunt cei care preferă să trăiască, din ce mi s-a spus atunci, foarte o viață extravagantă, care nu se poate trăi decât pe datorie și prin împrumuturi foarte mari. Asta ce înseamnă? Ei diferă foarte mult de noi românii care stăm cu capul jos, cu capul în pământ și ne lucrăm pământul, încercăm să ne creăm un trai în țara noastră. Foarte mulți români vin din diaspora, se întorc în țară și sunt sugrumați de-a dreptul de toate instituțiile statului. Și vreau să vă mai spun un lucru. Oamenii aia care trăiesc pe datorie și au pretenția de a fi eliberați de sub jugul ăla care nu le permite parteneriatul civil. Apropo de războiul cu Ucraina și ideea că rusul va veni peste noi și ne va cotropi și o să fim toți un... și o să fim cu toți o colonie rusească, eu sunt sceptic la această idee, însă dacă acest lucru se va întâmpla, vă garantez că noi, românii care creștem copii și ne muncim pământul și avem niște proprietăți în România, suntem primii care vom fi trimiși pe linia frontului și vom lupta pentru țară și pentru ce avem în țară și pentru valorile noastre naționale, nu pentru progresismul vostru, așa că vedem în online cum se comportă unii oameni care sigur sunt exhibiționiști, sunt extravaganți, așa cum vă ziceam mai devreme, dar acest lucru nu duce nicăieri decât la mai multă îndatorare și mai mult consumerism, de care eu m-am lămurit că nu ne ajută deloc. Deși în PIB-ul României, cu cât oamenii cumpără mai mult și banii se vând mai cu viteză, toată lumea prosperă. Dar nu în contextul în care din ce în ce mai puțin români produc ceva, sau cei care produc, cum s-a întâmplat cu aeritul în România, că sunt țăran și am urmărit acest subiect. Nu se poate să omori atâtea sute de mii de oi până să lămurește cineva că stai puțin, că s-ar putea să mai fie o variantă. Asta sună foarte dubios și mie miroase a corupție și a mesaje de lichidare trimise de altundeva ca să ne distrugă nouă, iată, și acest sector care încă mai prospera în România. Poate era ultima oază de libertate pe care românii o aveau. Și libertatea ciobanilor, iată, a fost foarte mult schilodită anul trecut. Românul ce să mai facă? Să meargă doar la muncă în Occident și să trimită peste 6 miliarde anual în România ca voi, guvernanții României, să faceți ce vreți cu banii aia, nu? Pentru că în infrastructură se reflectă foarte, foarte puțin.
Vă chinuiți să faceți câte ceva pe fonduri europene pe care nici măcar alea, în foarte multe cazuri, nu reușiți să le accesați. Și atunci nu sunt bani. Românii trebuie să cotizeze cu peste 48-49% din venitul lor în fiecare lună, taxe peste taxe în orice faci în țara asta, dar bani nu sunt. Nu, pentru că trebuie plătite dobânzile alea imense, trebuie plătite datoriile imense și alea vor tot crește. Până când? O să veniți peste noi și o să ne naționalizați, o să ne luați tot ce avem ca să puteți să aveți voi totul, nu? Deci principala prioritate a doamnei Lasconi pe mine nu mă avantajează și nu mă interesează. Aș prefera mai degrabă ca taxarea muncii să fie mult, mult mai mică. Aș prefera ca acești copilași pe care îi cresc cât pot eu de bine la țară, ca să trăiască natural și să se bucure de libertate și de animale în jurul lor, să nu fie atât de împovărați și să trebuiască să plătească taxe din ce în ce mai mari ca să susțină împrumuturile acestor guvernanți din ultimii 30 de ani, aceste împrumuturi cu dobânzi foarte, foarte mari, din ce în ce mai mari. Personal consider că șansa noastră de redresare este în parteneriat cu Europa. Dar așa cum zice și domnul Georgescu, nu putem să continuăm să ne ploconim și să acceptăm orice ni se impune din Europa. Să știți că România are un guvern care poate să-și impună un punct de vedere, doar că nu dorește. Și asta e problema pe care frustrarea și repulsul pe care oamenii îl au față de actuala clasă politică și ce s-a întâmplat până acum. Pentru că multe lucruri le-am dat gratis, le-am dat așa din suflet. Eu vă spun că oamenii aleși politic, care au renunțat la foarte multe lucruri favorabile României, nu au renunțat numai de dragul de a renunța la ceva, ci au avut un avantaj propriu și secret, care îi face pe ei acum să fie atât de curajoși și atât de aroganți când vin în contact cu poporul. Și asta ne frustrează pe noi, ca popor român, faptul că nu putem să facem nimic în țara asta fără să fim hărțuiți de instituțiile statului, care mai degrabă ar umbla să te belească, să-ți pună piedică sau să te închidă cu totul dacă vrei să faci ceva. Și atunci noi, români în general, de vreo 30 de ani încoace și din totdeauna, asta este și meteahna noastră, că întotdeauna am trăit așa pe haiducie. Dacă nu ne lasă așa, lasă că facem noi pe din dos și ne descurcăm. Dar de ce trebuie să fie așa? De ce trebuie poporul român întotdeauna să fie hărțuit de poliție? Am avut probleme aici cu niște vecini care pășteau pe terenurile mele și am chemat poliția și am fost eu personal amenințat de poliție. Și să nu credeți că suntem cu toții atât de ignoranți cum zic unii influenceri care țin cu cealaltă parte, cu partea progresistă. Noi restul suntem proști și toți ceilalți sunt excepți pentru că aleg libertatea. Aleg așa. Libertatea aia pe care voi alegeți este o îndatorare constantă, din ce în ce mai mare, pentru interesul vostru. Pentru că cu siguranță sunteți sau veți fi răsplătiți pentru alegerea pe care o faceți, sau, cum se vede mediul online în ultima perioadă, cel puțin nu veți fi hărțuiți de instituțiile statului ca să vă puteți continua afacerile mai departe. Asta mă doare în România de față și voi merge la vot pentru turul 2. Nu o să vă spun cu cine votez și nici cu cine să votați voi, dar vă încurajez să vă deschideți bine ochii, să analizați cele două opțiuni, că numai două sunt la momentul de față, și să lăsați televizorul, pentru că televizoarele, știm cu toții, începând din pandemie, erau cumpărate de guvernul României pentru a promova retorica și teoriile lor, să ne închidă, să ne lege, să ne blocheze tot mai mult. Așa că, dragi români, dacă vreți să știți mai multe despre mine și de ce am devenit vocal în aceste alegeri, vă încurajez să vă uitați la canalul meu de YouTube, Orășan la Țară, și să vă lămuriți de faptul că eu sunt un român, nu am nicio pretenție și nu-mi doresc să mă mut în Rusia, vreau să trăiesc acasă, în țara mea, și să nu trebuiască să-mi tai lemne, să-mi bag pe foc, când aș putea foarte bine din munca pe care o fac în fiecare zi, să trăiesc și eu ca străinul, să-mi vină gazul pe țeavă și să am un confort, să pot să fiu, să-mi petrec timpul în alte moduri, nu să fiu sluga statului român și tot timpul asuprit într-o formă sau alta. Acum, vă mulțumesc pentru vizionare, vă rog să dați un like sau o distribuire la acest video dacă v-a plăcut, vă salut și ne vedem data viitoare!